Bună seara, cum a fost meciul de astăzi? O victorie clară la scor. Bună seara, un meci reușit din partea noastră. Ne-am motivat, ne-am jucat ultima șansă pentru play-off. Suntem acolo, sperăm în continuare. O să avem un meci greu, dar la Petrolul, dar mergem cu încredere și să sperăm că rezultatele ne vor avantaja și vom reuși să intrăm în play-off. Ați tratat meciul de astăzi, la fel cum vă spunea domnul antrenor, la fel cum l-ați tratat și pe cel de săptămâna trecută, ca pe totul, pe unul de totul sau nimic? Da, toate meciurile le-am tratat cu seriozitate. A fost un meci reușit, ne bucurăm că ne-au ieșit majoritatea fazelor și avem moral bun pentru vineri. Vorbește-ne puțin despre faza penaltiului din prima repriză, nu se vede foarte clar, ai fost atins, ți s-a pus o piedică, cum a fost acolo? Am fost atins, nu știu, n-am văzut reluarea, dar am fost cu siguranță atins. Că... Pe călcăi sau? Nu, în timpul alergării, că nu m-a pușcat nimeni, că nu cred că pot să caz așa din senin. Cum a fost execuția din repriza secundă, unul dintre cele mai frumoase goluri ale carierei tale? Da, un gol frumos, mă bucur că am reușit să marchez. Am dat goluri mai frumoase, cred. Cum ați reușit să scoateți echipa din pasa proastă în care intrase la un moment dat? Ce ați făcut diferit în ultimele meciuri? Am continuat să credem în noi. Am avut într-adevăr o perioadă proastă. Cred că am fluctuat, am jucat bine prima repriză, a doua repriză am jucat prost. Dacă eram puțin mai atenți, nu știu, la meciul de cu Farul de acasă sau cu cel cu Cluj, cred că aveam o situație mult mai clară și eram la mâna noastră pentru play-off. Le-ați transmis ceva celor de la voluntari pentru că trebuie să vă ajute etapa viitoare cu Cluj? Da, nu. Ei joacă pentru ei. Fiecare să-și facă meseria cât mai bine. Sunt o echipă bună cu jucători de calitate și chiar cred că ne pot ajuta. Perfect, mulțumesc. Seara bună.